Militarii detașamentului de pompieri Piatra Neamț au fost solicitați în data de 2 martie, în jurul orei 7:30, să intervină pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o locuință particulară din localitatea Dobreni. Imediat, la fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD, la intervenție participând și 6 voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Comuna Dobreni. Sosiți la locul evenimentului, salvatorii au constatat faptul că incendiul se manifesta la mansarda unei case de locuit. Operațiunile de localizare și stingere a incendiului au durat aproximativ 2 ore și 30 de minute. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă un coș de evacuare a fumului deteriorat, au ars acoperișul realizat din lemn cu învelitoare din carton bituminat, cu o suprafață de circa 170 de metri pătrați, o cameră de locuit realizată în mansardă, 4 camere de depozitare din podul construcției, tâmplărie din lemn, mobilier, textile, instalația electrică de la camera realizată în mansardă, lambriu din PVC pe aproximativ 60 de metri pătrați și material de construcții depozitate în pod, vată minerală.